Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook, dragi prieteni. Astăzi ne aflăm din nou la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj, dragi prieteni, pentru că vom discuta despre lucrurile frumoase care se întâmplă în zona asta de aparatură medicală. Și din nou trebuie să vă spun că mă simt foarte bine aici la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj, pentru că aici sunt, am cunoscut de-a lungul de edițiilor profesioniști și oameni extraordinari care fac foarte multe lucruri împreună cu medicii și oamenii și tehnicienii, inginerii din aparatură medicală sunt foarte, foarte importanți pentru acest sistem și împreună acești oameni, împreună cu medicii, cei care se află aici, salvează vieți. Și mulțumesc pentru această colaborare pe care o avem de ceva vreme bunului meu prieten Gâdea Cosmin, directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj, dar și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dolj. Salut, Cosmin, și bine ne-am regăsit și luna aceasta. Salut, Cătălin, bine ai revenit în cadrul unității noastre și ești binevenit de fiecare dată. Tot ce îmi doresc este să fim sănătoși și această colaborare să o ducem mulți ani de acum înainte. Doamne ajută, mai ales că sunt foarte multe lucruri despre care putem să vorbim și aș vrea să începem pe lângă, sigur, activitatea fructoasă de aici din cadrul Consiliului, din cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj, să mergem puțin și la calitatea ta de consilier județean, pentru că știu că și acolo ești nu la fel de implicat, nu cel puțin la fel de implicat, la fel de implicat în egală măsură și în cadrul Consiliului Județean Dolj și în cadrul Centrului de Aparatură Medicală Dolj și știu că sunt niște proiecte frumoase care tocmai s-au făcut. Da, Cătălin, așa cum am mai discutat, o spun și acum. Atât activitatea mea în cadrul Centrului Județean, cât și la Consiliul Județean Dolj, în cadrul Comisiei de Urbanism și de Lucrări Publice, este o implicare totală, fiindcă mă definește. Că sunt omul care nu vreau de parte gândul că vreau să mă laud sau să scot în evidență calitățile, că am o grămadă de defecte ca orice... Ca noi toți de altfel. Însă mă caracterizează perseverența și lucrurile constructive pentru a lăsa ceva în urmă, pentru a face din prezent un prezent util. Făcând un prezent util, faci pași importanți și clădești viitor. Da, e foarte important acest lucru și îmi place foarte mult această implicare și, în general, știți că eu îi critic pe oamenii politici dar, sau pe cei de administrație, dar și când e de adus, nu laude, ci aprecieri, așa cum trebuie, trebuie să spunem lucrul ăsta și ca jurnaliști și ca oameni din zona media sau din online, atunci când lucrurile se fac. Și slavă Domnului, dacă mergem la Consiliul Județean Dolj, acolo lucrurile chiar arată bine. Da, lucrurile arată bine și... Sunt bucuros să fac parte din echipa de consilieri în cadrul Consiliului Județean Dolj și mă repet, departe gândul de a aduce laude cuiva sau de a mă lăuda cu activitatea care o am acolo, dar atât Centrul nostru de Aparatură cât și Consiliul Județean Dolj, prin realizările care au loc lună de lună, an de an, în cadrul acestor instituții, arată că se muncește, arată că se muncește într-o echipă, sunt lucruri care arată că sunt în desfășurare programe care contribuie la dezvoltare, fie că vorbim de zona profesională în cadrul centrului nostru, fie că vorbim de zona administrativă, acolo unde domnul președinte Cosmin Vasile a reușit să facă o echipă, a reușit să acceseze atâtea fonduri europene, care, a căror rezultat, eu zic că se văd în comunitate. Și vorbesc în comunitatea dorjeană. Știu că ești un consilier județean atât implicat în zona administrației publice județene, administrației publice locale și sigur mergi în județ și în calitate de consilier județean și vorbești în permanență, ții o legătură cu cetățenii, dar totodată ești și un tip foarte vocal în cadrul Consiliului Județean Dolj și ori de câte ori e nevoie, iei cuvântul și de foarte multe ori ceri anumite lucruri pertinente pentru cetățeni și am văzut că ți se răspunde pe măsură de fiecare dată. Da, Cătălin, așa este. Adevărul acesta este. Am luat cuvântul și o să-l iau ori de câte ori este necesar. Repet, doar activând în zona constructivă. Am spus-o și în repetate și o spun
ori de câte ori am ocazia, pentru a fi constructivi trebuie să formăm o echipă, pentru a fi o echipă trebuie să comunicăm între noi, pentru a fi o echipă trebuie să ne spunem punctul de vedere, să dezbatem și să luăm soluțiile cele mai bune, care într-un final duc la hotărâri de Consiliu care se concretizează fie în proiecte europene, fie în oricare altă direcție, dar care contribuie la buna dezvoltare a județului nostru. Revenind la Centrul Județean de Aparatură Medical Dojul, unde ne aflăm aici, și acum, trebuie să spunem, pentru cei care ne privesc, vii din de pe teren, ca da. De fiecare dată, din Slatina, județul Olt. Da, am mers la Slatina, la colegii de la Centrul Județean de Aparatură Medicală, acolo Centrul de Aparatură, am spus să o repet, este condus de domnul inginer Popescu Marcel, care este și președintele Asociației Centrelor de Aparatură Medicală. Pe lângă problemele tehnice, pe lângă problemele administrative care le avem de dezbătut în cadrul asociației noastre, tot comunicăm și dezbatem elemente care contribuie la buna funcționare a programului de pregătire profesională continuă, care îl avem în cadrul asociației, ca specialiștii noștri să țină pasul cu tehnologia, cu tot ce apare nou în domeniu, pentru a face față la intervențiile care le avem la dispozitivele medicale în cadrul unităților spitalicești. Vă mulțumim tuturor pentru că ne sunteți alături și pentru mesajele pe care le văd acolo, că ele curg și vă vom răspunde după emisiune. Vă mulțumim foarte mult că sunteți în număr atât de mare și că apreciați ceea ce facem, ceea ce fac eu aici live pe Facebook, dar și ceea ce face Cosmin, pentru că contează o vorbă bună și de foarte multe ori cei care ne urmăresc, de fapt nu de puține ori, au apreciat lucrurile astea și cred că lucrurile astea te împlinesc așa ca om, atunci când vezi că faci niște lucruri și sunt oameni, în cazul tău, din sfera de tehnologie medicală, din zona medicală, cu care colaborezi foarte bine și știu că vin și chiar spun, băi, vă mulțumim că uite, sunteți aici și că datorită vouă aparatele astea merg bine, iar noi ca medici putem salva vieți. Și asta am auzit-o, ca să zic așa, și pe surse, de la foarte mulți medici și medici foarte, foarte consacrați. Așa este, Cătălin. Este un moment de mare bucurie sufletească, în momentul în care reușești să faci lucruri bune, în sensul preiei dispozitive medicale care nu sunt în stare de funcționare, le readuci și la viață și știi că prin meseria care ai învățat-o și pe care o pui în practică, acel aparat este remediat, este redus în unitatea sanitară, iar actul medical se poate desfășura în bune condiții. Ținând cont, practic, că meseria noastră are o influență directă asupra vieții oamenilor. Este un lucru înălțător. Asta le spun și la colegii mei ori de câte ori am ocazia, în cadrul ședințelor și nu numai în cadrul dialogului care îl avem aici între colegi. Faptul că performanța apare când faci lucrurile cu dragoste. Deci unde este dragoste, unde este plăcere, unde este iubire pentru lucrul respectiv, pentru meseria respectivă sau iubire față de colectiv, față de colegii care îl ai, nu ai cum să nu reușești în viață. Este exclus. Totul este numai să-ți dorești lucrurile, să le faci cu plăcere, să fii constant, să fii perseverent și automat de aici se naște și viziunea și obiectivele care cu siguranță vor fi atinse. Există numai noțiunea timpului și lucrurile acestea se întâmplă în sens foarte, foarte frumos. Am spus și să pui foarte multă pasiune, asta e important. Pasiune, da. Mai ales că eu aici am vorbit înainte de emisiune cu câțiva colegi de-ai tăi, pe care o să atenție că rămâneți alături noi, că și astăzi vom prezenta ca de fiecare dată lucruri foarte interesante ce țin de tehnica și de tehnologia medicală, dar în câteva minute, așa că stați alături de noi. Vorbeam, cum spuneam, de unul dintre cei care vin aici, care lucrează aici și vine tocmai de la Slatina, face Mădălin, e vorba despre Mădălin, face naveta în fiecare zi și mi-a spus că o face cu mare, mai dar vine cu mare drag aici. Leg lucrul ăsta de un lucru foarte frumos și nobil pe care știu că tu l-ai făcut. Asta vine în
mărirea echipei, ca să zic așa, și știu că deja sunt și voluntari care lucrează și pe viitor probabil că vor fi, ca să zic așa, cooptați în echipă. Eu zic că e un lucru foarte important ăsta, pe lângă, nu mai zic, și am zis de fiecare dată, dar încă nu mai zic, vreau să zic, proiectul tău de suflet, care deja a prins sprijin cu ajutorul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, de crearea de cursuri în cadrul universității, universităților de pregătirea inginerilor pe zona aceasta de tehnologie medicală, o zonă foarte fină, foarte complicată, dar foarte nobilă. Sunt niște proiecte frumoase pe care le ai și iată că aduc oameni profesioniști în centru județean de aparatură medicală. Tot ce este în expansiune este un moment de împlinire, de bucurie, fiindcă ne demonstrează nou colectivului de aici că totdeauna fac referire la colectiv că nimic din toate aceste reușite, absolut nimic, nu mi se datorează mie. Mi se datorează nou în ansamblu centrului nostru, fiindcă n-aș fi putut nimic realiza fără sprijinul colegilor noștri. Le-am spus-o, spun de fiecare dată, atât am învățat în acești 43 de ani de viață care i-am acum, până acum, faptul că când faci lucrurile cu pasiune și cu dragoste, cu iubire... 43 de viață, Cosmin, și câți de profesie? 23 de ani în cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală. Deci, am trecut 23 de ani. Secțiile. Vreau să mulțumesc pe această cale și o să o fac ori de câte ori am ocazia foștilor salariați ai Centrului Județean de Aparatură Medicală care au pus umărul la formarea noastră. Pot să merg și mai în spate cadrelor didactice care ne-au crescut de mici, ne-au învățat, ne-au arătat un drum și n-am decât cuvinte, dar sunt prea puține cuvinte ca să pot să mă exprim ceea ce simt față de toți acești oameni care au contribuit la creșterea noastră, la generația noastră și nu numai. Așa este, sunt lucruri frumoase și să revin la ceea ce am spus. Și știu că ție să ai suflat și din zona de familiei. Pentru că vii din zona, din familie, ai ceea ce se cheamă profesioniști în zona asta, iar tu ai, ca să zic așa, ai învățat foarte mult și ai continuat foarte frumos acest drum. Da, am continuat, eu vorbesc de familie, același lucru mi-a plăcut să-l implementez și aici, mi-a plăcut să lucrăm într-o atmosferă familială, adică să nu venim la serviciu cu stresul ordinii ierarhice, vine directorul, vine șeful serviciului tehnic, vine dracu mai știe cine de pe fața pământului, da? Ca să ne dea nu știu ce sarcini și aoleu ce fac. Nu, am încercat să explic colegilor mei faptul dacă veniți din dragoste sau dacă venim din dragoste față de meserie, lucrurile se leagă și facem lucruri frumoase împreună. Dacă nu, pe acea asta lume sunt N variante care le putem alege, ne putem lua bagajul și pleca pe alt drum în orice moment al zilei și să încercăm sau să forțăm destinul. Fiecare e liber să aleagă, fiecare are dreptul de a-și face o autoanaliză în care al cărui rezultat să spună dacă este sau nu pentru această meserie. Ușa e deschisă și pentru plecări și pentru venii. Absolut. Da, și în decursul anilor, cel puțin de când sunt eu, de 23 de ani încoace, au fost oameni care au venit, care au plecat, ceea ce înseamnă că a fost o selecție naturală și este foarte important acest lucru. Fiindcă, așa cum am amintit de Mădălin, vine zi de zi și se duce pe fiecare seară la Slatina, nu simte oboseala, e adevărat, este foarte tânăr, însă vine din plăcere. Și nu este doar Mădălin, este și Marian, este și Lucian și toți ceilalți care i-ai cunoscut sau care o să-i cunoști de acum înainte. Le-am spus-o, nu trebuie să fim stresați de ordine ierarhică, niciodată nu m-am considerat șeful nimănui. Nu, mi-am făcut treaba și am încercat să-mi ating obiectivele propuse în cadrul viziunii care o am. Știm cu toții că viziunea este compusă din mai multe elemente de împlinire, proiecte, proiectele mai mici, proiecte mai mici,
care într-un final îți dă proiectul cel. Viziune, valori, misiuni și obiective. Exact. Foarte important lucrurile astea. Foarte important. Așa cum ne-am spus, să nu-și facă un obiectiv în viață, cel puțin eu așa consider că e bine. Nu mi-am propus niciodată să fiu șef de grup, șeful serviciului tehnic, director aici sau în altă parte. Nu, efectiv mi-a dus viața. Cum lucrurile au venit, s-au așezat. Și lucrurile s-au așezat. Da. De ce, Cătălin? Am fost constant în cadrul acestui centru, am plecat de pe postul de tehnician, am trecut prin toate grupele, am ajuns în zona administrativă, dar n-am avut nicio secundă în cap să ajung în fruntea serviciului tehnic, în fruntea companiei sau mai departe. Așa este. Același lucru este valabil, zic eu, și în politică, că toți blamează această politică și acest element definitoriu. Bine, și o criticăm unii pe bună dreptate, ca să fim sinceri. Adică e ok. Dar, ca să concluzionez, oamenii nu sunt născuți pentru funcții, funcțiile sunt pentru oameni și este normal ca fiecare să ajungă într-o funcție de conducere atunci când este pregătit, atunci când știe că are ce oferi, că are un bagaj de cunoștințe, atunci când știe că poate să realizeze un proiect. Din punctul ăsta de vedere, sunt un om împlinit. Și aceste funcții trebuie ocupate de oameni care au competență, profesionalism și responsabilitate, așa cum foarte frumos mi-a venit în cap încă de la prima ediție pe care am făcut-o împreună cu tine și la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj, profesionalism, responsabilitate și competență. Eu cred foarte mult că asta trebuie să întrunească cei care ocupă funcții, acele funcții vremelnice. Tu ești unul dintre aceia care le îndeplinește pe toate și apropo de lucrul ăsta revin, că am mai spus în cadrul acestui live și acestei emisiuni, domnul director vine de pe acuaj, de pe teren, adică nu e, nu e genul de director sau șef, cum ar zice unii, care își trimite oamenii pe teren, dar s-a mă sunat și pe mine. Și asta e doar un caz, tu mereu ești, ai timp să-ți faci treaba și în cadrul Consiliului Județean, să mergi și în județ cu probleme administrative în cadrul Consiliului Județean Dolj, dar totodată ai timp să mergi și în 8 județe care colaborează Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj atunci când este o problemă. Da. Ai timp să faci de toate, Cătălin. Știi că eu te-am mai întrebat mai în glumă, mai serios, ca prieten, când dori. Adică chiar nu știu când ai timp să... Am reușit să rezerv în jur de 5-6 ore de somn, cam asta este de mulți ani încoace, dar mă simt bine, mă simt împlinit și așa cum am spus-o, cât ar fi volumul de lucru de mare, atâta timp cât faci din plăcere, din dragoste pentru meserie, nu simți oboseală. Acum, făcând o paralelă cu activitatea, așa cum ai spus în debutul emisiunii, cu activitatea mea din centrul județean, cât și cu activitatea mea din zona administrativă, zona politică, până la urmă, în zona administrativă am ajuns din acest segment politic. Dar nu numai, îmi permit eu să spun, pentru că tu ești un om care, înainte de a fi în zona politică, și asta o știu toți, și foștii și actuali tăi colegi, nimeni nu poate să... Ai fost și ești un profesionist al ingineriei tehnologiei medicale. Și o repet, e important lucrul centrului și nu vorbesc de funcție de director de 23 de ani, de aproape 11 ani conduc centrul, indiferent ce partid și ce culoare politică a fost la guvernare, însă atâta timp cât îmi fac treaba, eu zic că sunt satisfăcut pe interior și mulțumit față de semenii mei că ofer tot ceea ce e mai bun dintr-un om în ceea ce privește sentimentul colegial, sentimentul față de profesie, față de tot ce am învățat până acum. Și aici, în cadrul, în domeniul tehnic, o spun eu, care... Nu am disperarea unor oameni, scuză-mă, disperarea unor oameni și nu vreau să dau nici nume și sunt și nici nu vreau să vorbesc de la ce partid, care pun această politică pe primul loc, așa, o disperare crasă, că țintesc anumite funcții în cadrul partidului, că țintesc să ajungă la înalta cupolă, indiferent care este formată din mai multe componente acolo, din Camera Deputaților, Senat, nu am chestiunile astea, încă o dată, mâine, dacă plec din acest centru, indiferent de cum am hotărât sau că sunt dat la o parte,
nu este niciun fel de problemă. Am o meserie, o stăpânesc, pot să o desfășor în zona de stat sau în zona privată. Deci n-ar fi rău ca un om ca tine oră din să ajungă și în zona aia. Am spus chestiunea asta. Și nu spun doar ca prieteni, nu spun ca jurnalist. Da, în politică cu nimeni. În polemică cu nimeni, că nu sunt omul care să agrez conflictele de niciun natură. Eu sunt un om constructiv, nu-mi plac certurile, nu-mi plac disensiunile astea și mai ales când sunt create artificial. Și dau exemple de astea mărunte care pe mine mă distrează, că vorbesc din postura profesionistului. Porți vestuța e galben, oare e de la PNL? Ce genul e roșu, oare e de la PSD, da. Avem cu verde un pic, o fi de la UDMR, căciulița, da. Eu știu, mănușile sau alte accesorii de-astea. De în momentul când te agăți de lucrurile astea, e posibil să te afli într-o zonă infantilă, e posibil. Da. Ori o faci într-un mod intenționat, că încerci că mă deranjezi, nu mă deranjezi cu nimic. E eu, chiar amuzat. Folosesc un termen care l-avem aici, eu scanez omul și văd cu cine am de-a face. Eu dau cezarului ce al cezarului, Dumnezeu, mulțumesc oamenilor care m-au sprijinit, care au fost lângă mine, dar consider că a fi lângă un om, așa este normal să fii, că și eu la rândul meu ajut unde pot, dar de acolo până să ajungi într-o chestiune de asta, că în viața asta contează doar culoarea politică, doar partidul, doar voturile, doar să ajungi senator, deputat sau ce, mama dragă, mai ajunge prin țara asta, e o cale lungă. Noi trăim din meserie, ne o facem fie că e aici, fie că e în zonă privată, de mâine, dacă mi-au bagajul, am spus să ajung și lucrez și arăt ceea ce știu să fac și voi trăi, garantat și voi trăi bine. Și fără culoare politică în spate, cu ceea ce am în creier, care nu ți-a nimeni, iar ceea ce ai în creier nu poate fi îmbrăcat politic de nimeni pe lumea asta. Deci asta este lucru de la și de nici bază luat. Și nici luat. Și nici luat. Mi-a plăcut să merg și în zona politică, în ideea de a schimba ceva, în ideea de a învăța lucruri, în ideea de a cunoaște oameni, de a împărtăși din experiența mea măruntă care o am și din a asimila din experiența majoră a acestor oameni, care mulți din ei adevărat sunt oameni cu pregătire, sunt oameni de la care am avut ce să învăț, sunt oameni cărora le urez succes și îmi place și nu sunt invidios pe succesul nimănui. Din păcate, avem destui care se miră cum să puneze lucrurile, cum să te critique, cum să te blameze. Cunosc sentimente. Sunt atent dacă porți roșu, galben, verde, negru. Roșu, galben și albastru. Da, dacă mâine ești la aici, roșu, galben și albastru. Și sigur, adaptat la valorile Uniunii Europene. Da, și să închid și această paranteză, scuză-mă. Deci, indiferent de echipamentul care îl purtăm și ce culoare are, garantez în fața oricărui om, fiindcă este un echipament al profesionaliștilor. Corect. Și apropo de lucrul ăsta, vreau să aduc o completare, pentru că în cadrul profesiei, unei profesii tehnice, așa cum este ingineria în tehnologia medicală, ingineria care se ocupă de tehnologia medicală, și o spun eu care vin dintr-o familie de ingineri și am un mare respect pentru ingineri, în primul rând pentru părinții mei, care m-au crescut și m-au educat și mi-au dat niște valori foarte, foarte solide și care sunt ingineri și iubesc foarte mult această profesie. Aici nu merge cu poveștile. Aici e vorba de ce știi să faci. Nu e cum e politica cu povești pentru unii și alții. Și apropo de lucrul ăsta, Cosmin, îmi permit să spun, pentru că știu că tu ai o anumită eleganță și n-ai vorbit niciodată de lucrul ăsta public. O să o fac eu ca jurnalist. Nu ca prieten, ci ca jurnalist, pentru că am surse și informații. Și apropo de ce spuneai mai devreme, o să o spun eu. Ai avut ocazia, poate să-i lași pe unii în urmă. În schimb, tu și în viața personală, și în viața politică, și în viața profesională, ești un om loial. Și asta o spun eu pentru toți cei care au decomentat una sau alta pe la colțuri, știind, repet, ca jurnalist din surse, că ai fi putut la un moment dat să lași în urmă o anumită echipă pentru interese personale. Și n-ai făcut niciodată lucrul ăsta. Să știi că asta e o raritate în zona politică și te felicit și te apreciez public de altă această referință, nu ca prieten, ca jurnalist. A fost o decizie în naturalița mea, în sensul că așa am simțit lucrurile din interior. Și dacă așa am simțit, așa l-am făcut, așa voi face și de acum înainte.
Poate și pentru faptul că ai o profesie și că n-ai nevoie de o funcție sau de politică ca să fii meseria în zona asta. Nu ți-o ia nimeni. Nu ți-o ia nimeni și îți creează o independență în ceea ce privește dependența de o culoare politică, de anumite funcții. Deci, încă o dată, nu mă interesează funcțiile, mă interesează culoarea politică într-un anumit procent, într-o anumită zonă de alegeri, că trebuie să ai pe lumea asta și o viziune în această parte a clasei politice. Fiindcă vrem să recunoaștem sau nu, dacă toți stăm deoparte și nimeni nu se implică, democrația funcționează cu acest element principal, clasa politică. Deci nu se poate fără clasa politică. Că mai sunt discuții, am și prieteni, ce dracu, bă, te duci prin consiliu, ești cu partidele, ești cu, bă, stai un pic, acolo e administrație, da? Exact. Se face. Și trebuie acolo, să facă cineva și asta. Exact, acolo este mecanismul de organizare a unui județ, că vorbesc de consiliu județean. Indiferent că îți place PSD-ul, PNL-ul, PMP-ul sau ce ți-o plăcea, nu ai cum să nu dai cezarului și ce nu este al cezarului, ce este al cezarului. Adică dacă lucrurile se fac și sunt într-o direcție bună, indiferent când ai înghițit PSD-ul, poți să spui vreodată pe lumea asta că nu se face treabă la nivelul Consiliului Județean când eu unul sunt părtaș la ceea ce se întâmplă acolo. Deci echipa de la Consiliul Județean, în frunte cu domnul președinte Cosmin Vasile, duc județul într-o direcție foarte, foarte bună. În care nu contează culoarea politică, exact, apropo de vestii. Culoarea politică o conta în momentul campaniei electorale. Până la urmă și politica are niște elemente de departajare în fața electoratului. Că sunt programele politice, că sunt platformele astea politice, indiferent din ce sunt compuse, putem să intrăm, dar nu este cazul aici, că vorbim de centru de aparatură. Am făcut numai o paralelă cu activitatea mea din cadrul Centrului Județean și cu cea din cadrul Comisiei de Urbanism. Și e normal ca la un moment dat să faci parte dintr-un partid. Și mă voi duce în partidul care se pliază pe gândirea mea, pe viziunea mea, da, și nu mi-e greu să spun că este PSD-ul. Da, foarte bine, este alegerea mea, nu mă poate opri nimeni. Okay. E în premieră. Da, nu? Dar asta este, e okay, da? Da. Deci n-am, încă o dată, indiferent, țara este guvernată acum foarte bine, să fie guvernată de PNL. Sunt ascultat, sunt îndepărtat mâine politic, nu e nicio problemă, mi-a luat Cătălin Gentuța, ne mai întâlnim la emisiuni și voi face emisiuni cu tine la SRL unde activezi și voi trăi de acolo. Deci fără niciun fel de problemă. Dar eu sunt convins că nu se va întâmpla Da, nu, dar nu suntem într-o funcție pe viață. Ei, asta nu înțeleg unii. Deci nu, care, nu sunt distanță. Nu, deci nu este niciun fel de... Au încercat să mă dea jos și acum 2, 3, 5 ani. N-au putut atunci. Ori eu și mâine. Cinste lor să vină. Dar cine vine să vină să... Dar îmi place că vorbești cu atâta de gajere. Eu te cunosc și ca prieten și în plan personal și... Dar vorbești cu atâta degajare despre lucrurile astea, dar am mai vorbit și în plan personal despre lucrurile astea. Dar acum suntem, sigur, într-o emisiune, suntem live aici, în direct, și vă mulțumim celor care ne urmăresc. Vorbești cu o foarte mare degajare de lucrul ăsta. Asta pentru că ai o profesie solidă care te... Sunt aproape 25 de ani în spate și, cum să zic, nevoia de forță de muncă, de personal specializat, se manifestă indiferent de partid, de culoarea politică, iar oamenii care știu o meserie își vor găsi locul, indiferent de cine conduce partidul, la nivel local, județean, național, central, da? Și atunci n-am de ce. Eu sunt un om liber și nu departe gândul că voi trăi singur și, domne, răstorni o planetă. Nu, trebuie să activezi în cadrul unui sistem. Și te poziționezi în sistemul unde consideri că te integrezi cel mai bine, din toate punctele de vedere. Da, fizic, psihic, ca viziune, ca absolut tot. De asta am spus-o, deci trebuie să fii rău intenționat să spui că la nivel administrativ ceea ce se întâmplă acum, încă o dată nu fac politică și nu dau un semnal gâdea a trecut mâine, e de mâine sau e de alertă la PSD, numai că nu a ieșit și acum începe să dea anumite semnale. Cei care gândesc așa sunt într-o mare eroare. Dar nu ai cum să nu apreciezi ceea ce se face la nivel administrativ în cadrul primăriei Craiova, ce se face la nivel administrativ în cadrul Consiliului Județean Dolj. Deci nu ai cum.
Păi sunt și unii care, de la PNR care apreciază lucrul ăsta și se știu ei, nu o să mai dau lumea acum ca să nu se supere. Dar sunt și oamenii care apreciază lucrul ăsta și eu la rândul meu ca jurnalist trebuie să spun lucrul ăsta că apreciez tot ce se întâmplă în cadrul Consiliului Județean Dolj pentru că acolo nu se discută despre politică, nici despre PSD, nici despre PNL, se discută despre chestiune care țin de interesul județului Dolj. Cum de fapt, asta e o normalitate, nu e ceva ieșit din comun, dar din păcate nu putem spune același lucru despre toate consiliile județene din România și în general. Cătălin, îți mai spun un singur aspect și asta zic. Noi cum să nu spui că nu sunt lucruri bune care se întâmplă, da, acum, la nivel de Dolj, da, prin activitățile... Dar n-ai cum că se văd. Domnule președinte Cosmin Vasile, și anul acesta se cheie... un ciclu se încheie în jur de 20 și aproape 30 de proiecte majore care în sumat se duc la undeva la valoarea de 300 de milioane de euro bani europeni aduși de administrația Consiliului Județean de echipa de acolo împreună cu domnul președinte și cu tot aparatul administrativ de acolo. Deci nu ai cum să spui, se văd, lucrurile se văd, da? Bun. Cum nu ai cum să spui că la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj nu se fac lucruri foarte frumoase și nu ai cum să spui că inginerului Cosmin Gâdea și întregii echipe li s-a adus o recunoaștere foarte mare, Cosmin, și vreau să readuc aminte lucrul ăsta din partea ambasadei americane, prin urmare, din partea Statelor Unite, că hai da. Să spunem lucrurile pe nume, că cine contestă asta înseamnă că, nu știu, și acolo, apropo, să spunem ferm și deschis, nu e vorba nici de PSD, nici de PNL, nici de alt partid sau de alte partide. Acolo e vorba de profesioniști, pentru că atunci când ți se aduce recunoaștere în cadrul ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, și ai fost în decembrie, da, anul trecut. Da, adică hai să fim Washington. Ce mai puteam spune? Da, nu vreau să par lipsit de modestie, dar acum, eu știu, poate scot dintr-o zonă de confort dușmanii mei, că nu mai prostul n-are dușman și mă bucur să fie sănătos și să mă dușmanească în continuare. În 2010-11 unitatea asta se pregătea de închidere, da? Au avuseseră grijă cei dinainte, mă rog... Deci acum 11 ani. Da, 11 ani. Activitatea centrului la vremea aceea mai era undeva în zona... place așa să glumesc, că mă apăr cu umorul, că stresul este destul de mare pe toți oamenii în ziua de astăzi. Făceam servis în zona rurală. Acum am ajuns să facem la nivel de județ, la nivel de regiune, la nivel de interregiune. Adică deja discutăm despre alt nivel. Mai mult decât atât vorbeam de proiecte, o să intrăm în luna aprilie-mai pe proiectul ăsta de digitalizare, că sunt foarte mulți bani alocați europeni în zona de digitalizare și pregătim acum un program la nivelul Centrului Județean de implementare a unui dispecerat în zona online. Adică tot ce înseamnă defect oriunde activează Centrul Județean de Aparatură Medicală. Asta e o știre bună. Ca să nu mai avem întârzieri, nu din cauza timpului de reacție al specialiștilor noștri, din cauza timpului care este destul de prelungit prin pierderea informației de la beneficiar către noi. Mai concret, ca să traduc pe înțelesul tuturor, celor care nu sunt în domeniu, bineînțeles, și care sunt în domeniu și care ne privesc și știu despre ce vorbesc, dacă un aparat este defect și, bineînțeles, cei care lucrează cu acel dispozitiv transmit de la o tură la alta, iar informația uneori întârzie sau este dată către specialistul din spital, către interfața spitalului, inginerul sau tehnicianul de acolo și acela, dacă nu este, eu știu, din motive medicale la serviciu, se ține locul de altcineva și apoi când revine peste o zi, două, primim informația, automat că nu intervine nimeni la acel aparat. Și atunci, oriunde activează Centrul Județean de Aparatură Medicală din vară, vor exista acele tablete pe fiecare secție, avem serverul aici, asistentul șef va scrie în câteva secunde pe tabletă, avem semnalul, de pe server pleacă pe tableta tehnicianului care are... Am înțeles, deci e un sistem de urgențe în cazul aparaturii medicale. Exact.
Adică vor fi dispozitive clasificate pe zona critică, nu că acum n-ar fi, sunt și acum, dar vorbesc pe zona de dispecerat online. Și atunci lucrurile deja se mișcă într-un alt sens. O linie digitală de urgență, exact. În care la orice oră din zi și din noapte se poate accesa. Asta e un plan iarăși, un proiect foarte, foarte important. Da. Vorbeam mai devreme de faptul că ai găsit trei cuvinte care să ne caracterizeze. De câteva zile, în urma aproape două luni de dezbateri cu ai mei colegi de aici. Profesionism, competență și responsabilitate. Astea sunt cuvintele care, ți-am zis, eu mi-au venit așa încă din prima zi în care am pășit aici și te-am cunoscut pe tine, pe tine, te știam oricum de mulți ani, dar și echipa de aici. Da. Am dat naștere la un motto care va fi vizibil pe tot ce înseamnă documente emise de unitatea noastră, atât pe mașinile de intervenție, atât în zona virtuală, vorbim despre site-ul nostru, am reușit să stabilim un motto care ne caracterizează. Mai mult decât profesie, dăruire pentru viață. Este un motto care ne caracterizează și care arată, de fapt, în esență, tot ceea ce facem noi aici, fiindcă dacă îl analizăm, când spui dăruire pentru viață, spui, practic, că pui suflet în tot ceea ce faci. Foarte frumos. Și acum vom merge și noi, Cosmin, la colegii și prietenii aici ai noștri de aici. Sper că n-am supărat pe nimeni din cei care ne privesc și salut pe această cale. Mai faptul... mai serios, spunem tot de adevărul. Da, e motto-ul meu și că... prietenilor care... Plecat ușor de la centru de aparatură în jurul zonei administrativă, dar pentru mine a fost o punte de legătură, puntea de legătură între cele două activități în spețale mele în cadrul centrului și în cadrul Consiliului Județean. Și am atins puțin și zona politică. Da, au fost făcute de aceste elemente. Dăruire, dragoste de a construi, dragoste de a lăsa ceva în urmă, dragoste de a schimba viața în bine. Foarte important lucrul ăsta. Acum vom merge să îi cunoaștem, de fapt îi știți deja cei care sunteți privitori fidele ai live-urilor mele și în special ai live-urilor, sigur, în sufragerie, dar și acestei rubrici, tehnologie medicală pe care o realizez împreună cu bunul meu prieten Cosmin Dedea, directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dor, și să vedem astăzi... Mergem un serviciu tehnic, vedem ce fac ce dispozitive, da? Dispozitive îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc în acest moment într-un număr foarte, foarte mare. Mulțumim mult de tot. Hai să mergem așa. Aici am ieșit de la... din birou de la domnul director. Da, mergem. Așa. Hai să vedem. Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj, da? Da, și aici avem doi colegi. Salut, 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 salut! Marian și Mădălin. Salut, salut, salut! Așa? Așa, ce facem astăzi, ce prezentăm azi? Noi, așa cum ne este obiceiul de fiecare dată, mă întâlnesc cu Cătălin cu mare drag, am despărtut câteva noțiuni legate de viață, noțiuni de organizare, din punct de vedere administrativ, atât pe Centrul Județean de Aparatură, pentru Centrul Județean de Aparatură Medicală, cât și din activitatea mea în cadrul Consiliului Județean. Acum, câteva cuvinte despre organizarea care o faceți voi, despre intervențiile care le faceți și, concret, la ce lucrați acum. Ia să vedem, că deja, uite aici... Dacă se poate să începem cu aparatul acesta pe care l-am mai avut în emisiune, doar că nu-l postați la aceasta, acesta este un monitor de funcții vitale, și după nume se ocupă cu monitorizarea pacienților. Și Cătălin, dacă îmi dai voie, am vrut să-l deschidem să vedem unde este problema. După ce l-am deschis, dacă poți veni cu camera aici, te o să încerc rog. Eu să-ți fac puțină lumină. Te rog. Chiar se vede, dacă putem vedea aici... Chiar integratul acesta mic este ars. Acolo unde ai tu degetul, da. Să pun și acesta mic, integratul acesta. Integratul acesta se ocupă cu amplificarea audio. Și din aici, păcate, acesta, da, acesta negru. Da. Aici, după cum se vede aici la pinii aceștia doi, din dreapta, da. Este ars și din cauza acestui integrat, tot monitorul nu mai pornește, nu mai funcționează absolut deloc. Acest integrat se află pe placa de bază. Aceasta este placa de bază, da. În întregime, parte de aici. Și din cauza aceasta nu mai funcționează absolut deloc, pentru că placa de bază face legătura între module, modulul unei IBB, după cum vedem și aici, toate sunt legate între ele, au legătură, au conexiune, avem aici EKG, SPO2, saturația de oxigen și unei IBB. Întrebarea acum e ce-i de făcut?
ce e de făcut. Din păcate, este unul dintre cele mai rele cazuri. Dacă este foarte greu să faci rost, să găsim, pentru că piesa aceasta trebuie înlocuită, dacă este foarte greu să găsești toată această placă, șansa să găsești acest integrat este una la un milion, adică este foarte greu și trebuie să aștepți foarte mult după piese, din păcate. Am înțeles. În ansamblu, această placă va trebui schimbată cu totul, din cauza acestui mic integrat, care se ocupă cu amplificarea audio și care nu permite monitorului să pornească. Uh-huh. Am înțeles. Bun. Madalin. Eu o să vorbesc, Cătălin, despre un ventilator de la General Electric și după aceea foarte... Acesta e ventilatorul, da, de la... General Electric. Se numește Carescaper 860 și după aceea o să mai am foarte puține cuvinte legate de ecograful acesta. De ecograful acesta? Da. Îl vedem aici. Acolo avem plăcile ecografului, dar o să ajunge vedem. După aceea și acolo să discutăm și o să explic. Da. Începem cu... Problema. Da? Cum am spus, acesta este un ventilator de la General Electric. Ele sunt foarte, foarte mișto, în primul rând, ca și interfață. O spune chiar ca și design, pentru că deja de la aparatele acelea uriașe, cum am văzut, de exemplu, cele de la Dräger. Bine, acum aparatele acelea sunt undeva, dacă nu mă înșel, de prin 2008-2010. Uh-huh. Deci, se poate vedea că am trecut și noi la ceva mai compact și ceva mai frumos. Iar ca și defecte... Aparatul acesta a avut mai multe defecte. Primul defect au fost acumulatorii care au trebuit înlocuiți. Aceștia nu mai puteau stoca absolut deloc. Vedeți, aici sunt acumulatorii. Da? Exact. Iar după aceea am trecut mai departe și după efectuarea testelor de rigoare am constatat următoarele. Faptul că avem o problemă în primul rând pe partea de citire a aerului și tot la fel la senzorului de oxigen, deoarece nu ne mai indica nivelul concentrației de oxigen. După ce am desfăcut unitatea, așa, unitatea aceasta, este compartimentat foarte frumos, aceasta după cum se poate vedea. Se vede. Da, aici avem partea cu placa de bază, sursa de alimentare și după aceea, în partea de jos a unității, este practic modulul pneumatic al aparatului. Uh-huh. Iar aici se întâmplă aici, tot. Da? Exact. Da. Iar noi, ca și piese defecte, ce am identificat până acum, este odată senzorul acesta de aer. O să-l vedem. El vine montat în partea aceasta de aici și comunică cu ceilalți senzori. Aparatul acesta are în total 3 senzori. Uh-huh. Îi vedem ăștia verzi, da? Pentru cei care ne privesc și nu știu ce sunt din domeniu. Nu sunt niciodată. Are 3 senzori de flux, unul pentru aer, unul pentru oxigen și unul care realizează suma dintre aer și oxigen. Și în modul acesta iese volumul total. Am înțeles. Următorul defect pe care l-am constatat, cum am spus înainte, a fost la senzorul de oxigen. Acesta este un... Acesta este senzorul de oxigen, bineînțeles. El acum are și părțile lui de prindere de aici, dar senzorul în sine este destul de micuț, nu este o piesă extraordinar de mare. Senzorii aceștia au o dată de expirare la care trebuie să înlocuiți, iar la acesta, el chiar dacă pe aparat apare ca fiind defect, asta înseamnă că a ajuns la gradul acela de uzură și a expirat. Un alt defect pe care l-am constatat la aparatul acesta, dar este momentan pus sub semnul întrebării, este la valva de control a oxigenului. Aici este o electrovalvă, ea este acționată electric în funcție de, bineînțeles, ceea ce citește cu senzorul de oxigen și ceea ce primește aparatul. Uh-huh. Dar până nu înlocuim senzorul de oxigen, nu vom putea să știm exact. Momentan, până vom primi piesele acestea două, va rămâne puțin în stand-by partea aceea. Și bineînțeles, după ce vom înlocui piesele acestea, vom face alte teste ca să fim siguri că aparatul este în perfectă stare de funcționare. Am înțeles. Vorbeam Cătălin, vorbeam Adelin, de părțile componente. Uitându-ne la aceste părți componente, vedem cât de complex este un astfel de aparat. Acest aparat contribuie la sprijinul pacientului care este în dificultate în ceea ce privește capabilitatea acestuia de a prezenta o respirație spontană. Și atunci se vine cu aceste echipamente pentru o ventilare susținută, o ventilare mecanică susținută, cu comandă electronică, pneumatică și cu tot ce v-a spus Mădălin. Apropo de faptul că lucrăm
cu inima, cu sufletul. Apropo de Mădălin, că facem naveta de la Slatina și nu este ușor și vine cu un entuziasm major. Faptul că în urma acestor reparații un om, o viață, beneficiază de îndemânarea și priceperea lui și de intervenția noastră în ansamblu a Centrului Județean de Aparatură, eu zic că este un lucru înălțător. De aici dragostea pentru meserie, de aici dragostea pentru oameni, de aici se naște și iubirea și tot ceea ce corect. Mai devreme. Corect. Îmi place că vorbiți de fiecare dată despre aparatură cu iubire. În general, când vorbim despre aparatură, mă, noi cei profani, cei din afara domeniului ăsta tehnic, ne gândim că sunt niște mașinării. Dar iată că eu cel puțin trebuie să spun că am învățat de când vin aici la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj că voi dați suflet acestor aparate. Și nu e doar o metaforă. Da, exact. Acest echipament, în momentul în care va fi gata, pregătit și după ce va fi recalibrat, el prinde viață și efectiv acest aparat și salvează vieți. Dăruiește viață. Exact. Scoate un pacient dintr-un impas și redă, practic, în multe cazuri, viața, desigur, cu și numai cu sprijinul medicului. Nimic din toate aceste lucruri. Și cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără priceperea medicilor, exact, care sunt călăuziți de Dumnezeu. Corect, ca și voi, de altfel. Și, da, foarte, foarte frumos. Vedem încă o dată aceste aparate. Madalin? Sigur, Cătălin, o să încep să vorbesc despre ecograf. Ecograful acesta, după cum vedem. Se poate vedea, este un model mai vechi. Ecograful. Aici am intervenit mai mulți, adică am fost atât eu, cât și Marian, cât și ceilalți colegi ai noștri implicați asupra lui. Și până acum, totuși, ne-a cam dat ceva bătăi de cap, trebuie să fiu sincer. Vezi câte componente are un aparat de imagistică, asta, scuză-mă, Mădălin, că intervin, numai pentru cei care ne privesc, pentru cei care nu sunt în braț la noastră, de câte componente este nevoie și de ce complexitate în ceea ce privește zona electronică ca imaginea sau redarea imaginii al unui organ intern să poată fi vizualizată de medic pentru a se asigura un diagnostic corect și automat un tratament corect. Uh-huh. Da, scuză-mă. Acum, bineînțeles, domnul director a spus foarte bine ce a spus, dar pe lângă treaba aceasta, acum, bineînțeles, cum a spus și la aparatele de ventilație, avem și aparatele de ultimă tehnologie care sunt un laptop cu o sondă și acolo se rezolvă totul. Nu mai este nevoie de un întreg ansamblu ca să ne arate o imagine a unui organ. Acum, ca să trecem la partea de defecte, împreună cu băieții, bineînțeles, pentru că niciodată nu lucrăm singur la aparate și nu lucrăm singur ca să nu se înțeleagă greșit. Spățiunea de echipă. Exact. Deci nimic nu putem face cu individualism. Nu există. Corect. În momentul când ești individual, ești individualist, nu poți să ajungi departe. E o chestiune numai de moment. Indiferent că vorbim de viața profesională sau de cea politică, unde și politica... Sau de cea profesională. Sau de cea profesională, da, am spus-o. Sau de zona politică, unde anumiți oameni care activează pe acolo văd politica sau au politica ca o meserie. Dar tot ajungi la echipă. Corect. Da. Da. Așa, te rog, Madalin. Cum am apucat să spun și înainte, împreună cu băieții, am încercat să facem diferite operații ca să fac o mică parte introductivă. Cred că e foarte complex. Da, o să încerc să spun în cuvinte cât mai mărunte. Da, te rog. Ecograful, ca și orice alt aparat, este practic un calculator. Și după cum se poate vedea, calculatorul acesta este repartizat pe mai multe module. Noi am scos, în primul rând, placa de bază și încă o placă care se ocupă cu memoria video și cea RAM și am încercat să le luăm. Asta este placa de bază. Exact. Și asta e cea de memorie video sau RAM. Trebuie, da? Să fie în principiu cea video. Are, spun în principiu, deoarece are mai multe plăci care vin conectate între ele și, bineînțeles, le putem vedea aici. Fac legătura tot timpul. Da. Așa. Acum, primul lucru pe care l-am făcut asupra acestui ecograf a fost prima dată să înlocuim plăcuțele de RAM. Și ca să ți arăt care este o plăcuță de RAM, aceasta este una dintre ele, o voi scoate de aici. Este o plăcuță destul de mică. Ia, mai arată o dată, te rog. Ia uite. Plăcuța de RAM, da. Aceasta este. Așa.
Și tot aici mai avem și pe placa aceasta, anume că este o placă mai mare. Aceasta este o placă mai micuță, bineînțeles și cu o memorie mai mică. Și aceasta este una cu memorie puțin mai mare față de cealaltă. Spun puțin, deoarece ecograful fiind de generație veche nu avea nevoie de o memorie extraordinar de mare, cum sunt celelalte aparate acum. Următorul lucru pe care l-am făcut la acest ecograf a fost să-i scoatem harddiscul, se poate vedea și aici harddiscul. O să dau eu placa puțin mai coace. Acesta este harddiscul ecografului. Da. Am scos harddiscul de acolo, iar cu ajutorul unei interfețe, ne-am legat de calculator, am încercat să facem defragmentarea și repararea harddiscului, deoarece am constatat că avea mai multe fișiere corupte, dar din păcate până acum, chiar și în urma operațiilor acestea, n-am putut să facem nimic. Așa că va trebui să studiem mai departe ce defectare. Îmi place foarte mult că atunci când există o situație, o problemă, o gândiți mai mult și nu spuneți, doamne, gata, am rezolvat-o acum pe loc, repede. Pentru că asta înseamnă profesionalism, să te uiți mult mai atent la lucruri, nu să spui, hai mă, domne, o punem așa și gata, îi dăm drum. Și să strică peste o săptămână. Au format, adevărat. Sinceritatea e... De asta vorbeam de echipă, Cătălin, se consultă foarte important. Din punct de vedere profesional și împart opiniile, părerile. Nu se pripesc în a trage o concluzie, fiindcă o concluzie greșită generează costuri mari. Adică sunt echipamente de valoare mare, iar în momentul dacă te grăbești sau te iei o decizie care este într-o zonă eronată, generează niște costuri. Și atunci și acest aspect duce la apariția înțelepciunii. Chiar dacă pare ușor forțat că vine din zona economică, dar băieții au înțeles acest aspect, se sfătuiesc, nu se grăbesc, iau deciziile cele mai bune și drept dovadă că reparațiile lor sunt de bună calitate, că nu am avut reclamații de niciun fel până acum. Și lucrul ăsta pe mine mă mulțumește și cu această ocazie vreau să le mulțumesc pentru dăruire, pentru implicare, pentru faptul că își creează un viitor prin a fi o echipă și a și împărtăși opiniile ca și în familie. Felicitări și celor care se află astăzi și vedeți și celor care i-ați văzut în live-urile precedente, dar și cei pe care nu i-am văzut încă. O să-i vedem în viitorul apropiat, așa cum am debutat în emisiunea trecută. Și nu numai, chiar în luna decembrie, o să începem să facem vizite pe diferite secții unde avem dispozitive care le servisăm și unde sunt dispozitive unicat pe secția respectivă. Acum se vede trusa. Vorbim de sterilizare, că vorbim de terapie intensivă, de bloc operator sau de zona de radiologie, de imagistică. Și ne vom deplasa acolo, vom cunoaște și ceilalți colegi în emisiunile următoare și alte tipuri de dispozitive, felul cum se lucrează cu ele, rolul și importanța lor în actul medical și până la urmă tot ce înseamnă serviciul tehnic pe zona de dispozitive medicale. Da, mulțumesc foarte mult și vă mulțumim foarte mult, băieți. Felicitări pentru ce faceți încă o dată tuturor. Și sunt câteva lucruri la care țin în încheiere de fiecare dată. Să-mi spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine live pe Facebook, la acest live alături de mine și alături de prietenii noștri și doi, care ar fi mesajul vostru pentru cei care ne privesc. Și o să începem, pentru că astăzi suntem într-un număr mai mic, adică o să mai mic decât de obicei, să începem cu Mădălin, cu te rog, apoi cu Marian și după aia cu... Am simțit extraordinar alături de tine. Deja am format o oarecare legătură de prietenie. Ai văzut că de fiecare dată când ai venit aici, prima dată am socializat, am mai râs. De fiecare dată, da. Fiecare ce am mai făcut, cum este până la urmă și omenește. Iar ca și urare, o să spun mai spirit de glumă, o vorbă românească, pentru că toți se apropie acum sărbătoarea de Dragobete. De Dragobete să iubești românește. O, super! Foarte frumos! Marian? Cătălin, în primul rând vreau să spun că am început, deoarece am tot făcut la emisiuni și am început să ne cunoaștem foarte bine. De fiecare dată la emisiune cu tine mă simt în largul meu și pot să spun că am scăpat de emoții, chiar dacă la prima întâlnire am avut un pic. Și ca și urare, în primul rând aș vrea să mulțumesc spectatorilor care se uită la noi de fiecare dată. Prietenii noștri pe Facebook, da, urmăritorii noștri. Da, și ca și urare... Nu știu ce să spun, doar să vă iubiți foarte mult. Cum a zis și colegul meu, vine Dragobetele și... Iubiți-vă, da. Mulțumim, băieți, și felicitări cu atât. Cosmin! Păi,
Să încep cu o remarcă. Sunt tineri și au gândul la dragoste, la iubire. Ia să-i zic, ia, da. Nici nou nu putem spune, Cătălin, că nu mai suntem tineri și nici de cum că ne-a trecut dragostea, ba din potrivă. Da, dar trebuie să menționăm un lucru și cred că ești de acord cu mine, că le stă mintea la dragoste. Dacă sunt aici, le stă mintea la aparatură. Da, și iubirea asta e la aparatură. Super. Să revin la mesajul care m-ai rugat să-l dau sau la opinia care am vis-a-vis de cum am simțit. Cum te-ai simțit? Da, și mă simt foarte bine, mă simt foarte bine și sunt un om deschis și direct. Mă simt foarte bine că este vorba despre noi, echipa Centrului Județean de Aparatură Medicală. Mă simt foarte bine că avem posibilitatea, mulțumită intervențiilor tale, prin aceste emisiuni să arătăm oamenilor că în spatele unui act medical sunt niște oameni care au pregătire în spate, care continuă să se pregătească în cadrul unui program. Și nu am cum să nu mă simt bine când și noi și cei care vin să arate fața Centrului Județean și a muncii noastre o fac cu dragoste și cu implicare. Fiindcă e evident că tu îți faci meseria și că este pasiune și că este vorba despre iubirea față de jurnalism, așa cum și la noi este iubire față de munca care o facem pentru și în folosul oamenilor. Și mesajul pentru prietenii care ne urmăresc în acest moment? N-am să nu fac abstracție de ce au spus colegii mei, de iubire, să fie sănătoși, să ne ferească Bunul Dumnezeu de evenimente dramatice și odată ce vom fi feriți de astfel de lucruri, să ne ocupăm de iubire. Foarte frumos. Mulțumesc și eu încă o dată tuturor celor de la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dorj, în frunte cu bunul meu prieten Cosmin Gâdea, director Centrul Județean de Aparatură Medicală Dorj. Și așa cum au spus-o și ei, da, e un mesaj foarte frumos. Iubiți-vă pasiunea, iubiți-vă familia, iubiți persoana iubită, persoanele dragi, persoana dragă, persoanele dragi și fiți mereu alături de ei acolo atunci când, nu doar atunci când au nevoie, ci și atunci când este vremea de iubit și tot timpul e vremea de iubit, asta făcând o paralelă și cu Dumnezeu și cu dragostea față de Dumnezeu. Nu trebuie să vă gândiți la Dumnezeu doar când aveți o problemă, ci și atunci când totul e bine. Așa e și în sfera asta, trebuie să iubiți, să vă iubiți și să faceți lucrurile cu toată cu dragostea, cu inima deschisă. Și cu siguranță de fiecare dată se vor găsi și veți da randament și rezultatele nu vor întârzia să apară. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. De aici, de la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dorj, vă salut cu drag și vă spun că de fiecare dată eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios.